Astăzi, în jurul orei 15, un accident rutier s-a produs în municipiul Megidia, în zona spitalului. Autoturismul care venea de pe strada Republicii a intrat în coliziune cu un alt autovehicul, iar în urma impactului, șoferul acestuia a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Astăzi, în zona spitalului municipal Megidia, unui conducător auto în vârstă de 66 de ani s-a făcut rău la volan. În autoturism se afla și soția sa, care mărturisește că bărbatul a suferit o criză la volan și nu a mai putut menține controlul mașinii. Acesta a intrat în coliziune cu o mașină care oprise la trecerea de pietoni pentru a acorda prioritate persoanelor care se aflau pe zebră. Erați în mașină când s-a produs? Eu am fost în mașină cu șoferul. Cum s-a întâmplat? A făcut o simplă criză și n-a mai reacționat, n-a mai putut să oprească mașina și a intrat în... Șoferul ce vârstă avea? 66. Era suspect de vreo boală de inimă, ceva? Nu. Deci nu știu dacă era bolnav cu inima, dar dânsul zice că ar fi făcut o criză la inimă, dar nu știu cei de la spital. Bărbatul a fost dus la urgența Spitalului Municipal Megidia pentru a fi stabilizat, iar medicii au decis transferarea sa la Spitalul Județean Constanța.